față de a face un calcan foarte mare. Poate am îmbătrânit. Mă minunez în fiecare zi cu tot ce am realizat. Îi place Bucureștiul, iubește marea, nu știe ce înseamnă vandalismul și spune că este grafician. Noi adăugăm și spunem că este un pasionat creator de benzi desenate, ilustrație de carte și street art. Deși spune că vin din lumea reală, personajele lui fantastice și suprarealiste trăiesc aici, printre noi. În trecerea ta grăbită pe străzile Bucureștiului, cu siguranță pisica pătrată ți-a făcut cu ochiul sau a dat din coadă atunci când te-a zărit. A cuprins activitatea benzii desenate românești într-un volum de istorie, alături de Dodoniță, volum ce a fost distins cu trofeul Sandu Florea în cadrul Salonului European de Bandă Desenată, o altă acțiune care îi poartă amprent. Alexandru Ciubotariu, sau Ciubi, sau Pisica Pătrată, se întreabă într-o dimineață de toamnă dacă am bătrânit. Eu am trăit lângă la 100 de metri de Marea Neagră. Acolo am copilărit, acolo ne-am rostogolit, acolo am trăit, practic. Și ăsta e marele lipsă așa din viața mea, cumva relaționat și cu copilăria, pentru că are un plus de parfum când ți-aduce aminte și de copilărie, dar și de mare, care într-adevăr îmi lipsește efectiv. A fost un fel de lucru care mi l-am impus de multe ori, dar nu, n-am reușit să fac ceva care să aducă un omagiu sau să aducă o amintire la adevărata simțire care o am față de marea mea dragă. Nu se regăsește prin lucrările mele, poate și din faptul că m-am axat, cum spuneam, pe personaje, dar nici acum n-am reușit să înțeleg până la capăt care este fascinația asta a mării. E ceva straniu. Am debutat, e drept, într-un fel de ziar, așa, prin Constanța, al unei întreprinderi la care lucrea maica mea și mi-a publicat o caricatură, că eram extrem de pasionat de caricatură. Iar adevăratul debut a venit într-un ziar, chiar cu o bandă desenată, pe la 14 ani, într-adevăr. A fost, cum spuneam, un moment incredibil, care nu cred că îl voi uita vreodată. Pe lângă faptul că am luat ziarul și cred că jumătate din Constanța știa că eu am publicat și pe partea cealaltă maică mi-a anunțat, cred că toate rudele care erau posibile. A fost un moment important și oricum banda desenată are sens în momentul în care e publicată. Nu neapărat să o faci pentru tine sau pentru sertar. Ea trebuie să existe undeva publicat, să circule. De-aia, acum, în ultima vreme, m-a și interesat să fac expoziția de planșe originale, pentru că o lucrare de bandă desenată are sens publicată. Ea acolo și încheie viața. Să o definesc foarte bine. Știu doar că trebuie să scot din mine toate personajele astea. Nu știu exact dacă e o lume neapărat. O văd mai mult ca un fel de coadă la bilete, că tot vorbeam mai devreme, în care fiecare își așteaptă rândul. Și cumva, având deformarea asta din bandă desenată, unde mereu îți cauți personaje pentru poveștile de bandă desenată, mai toată creația mea s-a axat pe crearea de personaje. Și asta e cel mai important pentru mine, să fac personaje care trebuie să iasă la un moment dat din mine. Asta e ca un fel de datoria mea. Sunt un fel de instrument, un fel de legătură între personajele astea care așteaptă și rezultatul final. Nu pot să-mi explic exact de unde vin, ce lume au, care-i povestea lor. Dar, în general, când desenez personaje care îmi bântuie imaginarul, nu am nicio regulă sau nu le filtrez foarte rațional. Și atunci ce iese, iese. Și atunci, normal că nu prea au un numitor comun. Practic, Pisica Pătrată are vreo 5-6 ani de activitate, să zicem. Că
m-am confundat în ultima vreme cu pisica pătrată și că mai multă lume mă știe ca pisica pătrată, asta ar putea însemna că eu sunt pisica pătrată. Și am 31 de ani și sunt, cum îmi place mie să zic, un grafician, în primul rând. Că am mai făcut și alte lucruri pe stradă sau prin alte domenii e cumva secundar. Nici nu știu exact cum a început chestia asta cu street art-ul, doar că fiind în București, unde se întâmplă lucruri interesante, am observat la un moment dat niște mici desene în stradă. Ceea ce mi s-a părut total deplasat așa și care m-a atras instantaneu. Și atunci m-am și documentat ca să văd care-i treaba cu fenomenul ăsta și am fost efectiv șocat de amploarea care o avea în alte locuri, derivată cumva din graffiti, care nu mă atrăgea neapărat. Îmi plăcea, într-adevăr. Dar cumva următorul pas, dus mai departe, arta adusă în stradă, mi s-a părut senzațional. Și așa am și început să lipesc niște personaje, că tot vorbeam de personaje, în niște locuri și încercând să-mi explic singur de ce fac asta. Să ai un contact direct cu un om, la un moment dat am surprins pe cineva care observase o pisică pătrată lipită pe ceva și a zâmbit așa. A fost ceva minunat, a fost incredibil. Nu-mi doream foarte multe, adică nici nu mă așteptam la foarte multe din zona asta, cu toate că cred că de acolo au venit cele mai multe. Și pentru mine ca artist a fost un pas important pentru că adoptasem numele ăsta de pisica pătrată. Și pentru mine a însemnat o libertate incredibilă, pentru că nu mai eram nici Ciubi, nu mai eram nici Alexandru Ciocotariu, absolvent de facultate de artă, nu mai eram nici absolvent de liceu de artă, nici de grădiniță de artă sau mai știu eu ce. Era pur și simplu pisica pătrată care nu știa nimeni cine era, ce făcea. N-a durat foarte mult că până la urmă toată lumea a aflat ce-i cu pisica pătrată, dar pentru momentul ăla de început, pentru mine și pentru ceea ce cream, era important că eram foarte liber. M-am amuzat mereu pentru că am fost de multe ori invitat la discuții street art, vandalism sau artă și niciodată nu se ajunge la o concluzie. Eu sunt convins că este o formă de artă 100%, iar vandalismul poate ține și de cei care îl practică. Poate vandalism e prea mult spus uneori. Nici nu știu ce înseamnă vandalism, de fapt. Nu pot să-mi dau seama. Ci eu văd doar culoare sau lucrări în spațiu public, în principal. Pentru că niciodată nu mi-am permis sau n-am vrut ca lucrările mele să fie pe o casă a unui om care poate n-ar fi vrut acolo. Mi-am căutat întotdeauna locurile în care să-mi amplasez lucrările, în general în spațiu public, care până la urmă e spațiul nostru și care îl putem exploata. Este clar că trebuie să-ți asumi aceste lucruri și nu poți să fii felicitat sau să se bucure toată lumea. Normal că dacă te prinde ploaie poliția, îți dă amendă, e clar, nu e nicio problemă. Dar îți asumi și lucrurile astea, și anonimatul și limita asta legală. Dar eu n-am căutat asta, nu m-a interesat niciodată granița asta. Pentru mine era foarte importantă lucrarea în spațiu public. Tocmai asta e frumusețea la București, că nu e un personaj sau un desen sau o culoare sau un simbol. Tocmai amalgamul ăsta, haosul ăsta, oarecum controlat, vechi cu nou, urât cu frumos, cozi la teatru cu taximetriști, maneliști, toate astea ar trebui să fie Bucureștiul și practic astea și sunt. De-aia încă mă fascinează, încă mă ține aici. Că toată lumea mă întreabă de ce nu plec, că toți prietenii mei au plecat. Nu știu, încă mai e ceva frumos aici.
Mă minunez în fiecare zi cu tot ce am realizat. Este oricum mult, mult peste tot ce mi-am imaginat vreodată că voi face. Și totul a pornit cu dorința de a publica. Mi-aduc aminte că era foarte important când am început, lângă faptul că desenam extrem de mult și aproape toată ziua, mi-aduc aminte că un moment important a fost prima lucrare publicată, prima dată când am văzut tipărit ceva. Și de acolo până la ce am făcut până azi, e mult mai mult decât credeam eu vreodată. Prima mea expoziție personală, care am făcut-o împreună cu prietenul meu Vlad Nancă la galeria care o deschisese și care s-a chemat chiar Personaje, la momentul ăla și cred că și acum încă stă bine în picioare, pentru că a fost exact cum mi-am dorit-o, adică să probăm densitatea personajelor din capul unui artist, asta mi-am dorit și am băgat în expoziția aia tone de desene, de personaje. Exact așa mi-o doream, foarte încărcată, cu foarte multe lucruri care vroiam să le arăt. Aduc aminte că primul desen în care am decodificat un pic puterea street art-ului ăsta, să zicem, care mă rog, mi se pare un pic cam pretențios cuvântul, dar să-i spunem street art, este când am lucrat cu Institutul Francez, un gard ruginit de pe Lipscani, care în vreo 2 ore l-am transformat, practic, cu încă 2 artiști, l-am curățat de rugină, l-am desenat în întregime, și devenise un reper urban în oraș. Lumea se oprea din parcursul zilnic, se oprea să facă poze cu ăla. Lucrând în presă în perioada aia și oricum lucrez în presă de mult, aveam prieteni care erau editor foto. Și într-o zi m-au chemat și mi-a zis, uite ce e pe Reuters. Deci pe Reuters, care e marea agenție de fotografii, dacă te dai search după București, apărea gardul ăsta. Și eu, adică, pentru mine era ceva incredibil, adică cu minim de efort, cu minim de mijloace, cu minim de timp, am putut să transformăm un gard care ți era cam frică, cam o colei, într-un reper efectiv urban. Și atunci, cred că am conștientizat și, pornind de la punctul ăla, lucrările mele au... deci lucrările mele au căpătat o conștiință mai importantă a ceea ce făceam. Erau foarte important locul în care am plasat, culoarea care o alegeam, erau niște chestii. Of. Wow! Păi, sunt. Sunt momente care te macină, dar în ultima vreme, din păcate, au fost mai mult pe plan personal. Cred că s-au întâmplat 2 evenimente cumva diametral opuse care m-au schimbat, cred că radical. Unul a fost nașterea băiețelului meu, iar altul a fost moartea bunicii mele, care au fost așa foarte... Cu toate că, mă rog, într-un fel sau altul ești pregătit, nu ești de fapt niciodată pregătit și atunci de acolo vin cele mai multe zone de neliniște, să zic. Că în rest, nu prea am mari probleme. Păi cred că cea la care voi începe să lucrez de curând, care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și o să am ocazia să o transform în bandă desenată. Și e vorba de Cipolino. Nu știu dacă lumea știe Cipolino. Eu am ascultat-o cu sora mea de vreo 4 milioane de ori. Și acum, după vreo 20 și bine de ani, cred că o știu cuvânt cu cuvânt și cu tonalitate de expresie. Deci, și probabil că lui nu o să-i placă, dar eu asta o să-i spun prima dată.
Personajul preferat de desen animat, cu siguranță, pot să spun că este Lupin. Lupin, care e un hoț, cred. Nu mai țin minte exact povestea completă, dar știu că m-a fascinat când eram copil, fugeam de la școală ca să văd acest Lupin. Făcut de japonezi, cred că pentru italieni, din câte mi-aduc aminte, și mi-a plăcut incredibil de mult. Am chiar o statuetă acasă cu acest Lupin. Am un dor sau am o dorință de a face un calcan foarte mare. Aș vrea să fac un desen supradimensionat. Eu venind din zona de grafică mică, bandă desenată care e și mai mică în casete și cu planul 2 din casete care e și mai mic, trecând pe urmă un pic prin street art care a scalat toate desenele astea, cum mi-ar place să fac ceva cu adevărat. Am avut câteva desene măricele, dar mi-aș dori un desen foarte, foarte mare. Asta mi-ar place. Nu cred. Nu, e bine așa cum... Cu toate că în ultima vreme ea n-a mai fost așa prezentă cum era altă dată, pentru că la începutul acestui an am scos un album care se chema Pisica Pătrată, în care am reunit cam tot ce am făcut în anii ăștia și cumva pentru mine a fost un fel de închidere a cercului, așa, pentru că venind tot din zona de BD-uri, de presă, de cartea ca obiect pentru mine are o importanță deosebită în sine, obiectul. Și atunci mi-am dorit toate lucrurile astea care sunt efemer asumate, cum spuneam, care sunt în stradă, să le reunesc între coperțile unui album. Street Art are viața lui proprie. Am avut desene care au durat câteva ore și sunt desene care mai sunt și acum, după 5-6 ani în stradă. Asta nu e o chestie și nici nu îmi doresc să o controlez sau să are propria ei viață, dar prin albumul ăsta cumva s-a cam închis cercul așa. Acum nu știu ce va urma, dar pentru mine a venit un fel de liniște albumul ăsta. Nici nu pot să-mi dau seama, pentru că sunt așa de implicat în lumea asta a benzii desenate, încât eu, dacă ar fi să răspund personal, aș zice, m-ar fi de importanță capitală. Probabil că nu e, dar reacțiile care vin de la oameni care nu erau neapărat pasionați de benzi desenate sau care nu știau un mare lucru, sunt extrem de pozitive și cred că e o lucrare care, mă rog, poate atinge și zona de melancolie a multora dintre noi. Poate fi și un album colectiv al tuturor autorilor de bandă desenată, pentru că am încercat să îi reunim chiar pe toți. Asta tot cumva dintr-o deformare de-a mea de grafician, pentru că eu am insistat să fie atât de puternic ilustrată, pentru că asta era cel mai important. Poate funcționa cumva și ca o istorie paralelă a artelor grafice și poate mai puțin a artei scrisului, care, mă rog, se întrepătrund în banda desenată. Poate funcționa chiar și ca o istorie paralelă a graficii, că practic artiștii care au făcut banda desenată de-a lungul timpurilor au desenat în maniera care se desena în epocă și o evoluție a graficii românești se poate vedea și în albumul ăsta, ceea ce e interesant. Trebuia să existe, asta e important, asta am mai și spus. Că am făcut-o eu sau că o făcea altcineva, e o chestie de detaliu, nu cred că contează foarte mult. E important că a apărut atât de bine tehnic, adică obiectul în sine arată foarte bine și asta a fost cel mai important, iar eu sper să funcționeze și ca un magnet al lumii ăștia, a benzii desenate, care e micuță, dar
cam izolate și atunci eu sunt conștient că ne-au mai scăpat lucruri și chiar mi-aș dori să primim alte informații. Deja primim semnale că ne-au scăpat anumite lucruri, nu esențiale, dar lucruri care vor fi punctate poate într-o a doua ediție. Mai spune că avem o tradiție de peste 100 și ceva de ani fără întrerupere, cu toate problemele sociopolitice care au fost în zonă, de bandă desenată, și spune că ar fi păcat să se întrerupă tocmai acum, când, într-adevăr, producția de bandă desenată autohtonă e destul de micuță. Și cam atât. Cred că va fi, cred că nu va mai fi atât de personal. Va exista o paletă pentru toată lumea, pentru că deschiderea pe nișe de nișuțe se vede aproape în orice domeniu, și atunci și personajul de bandă desenată probabil că va încerca să se adreseze cât mai targetat. Nu sunt foarte sigur cu suportul care va fi peste 50 de ani. Pentru că ea are frumusețea și sensul pe pagina tipărită. Și tot se vorbește de cumva dispariția acestei forme. Eu n-aș vrea să cred. Dar există chiar și la noi webcomics-ul, de exemplu, care e o formă derivată de bandă desenată, special creată pentru web, special concepută pentru a o citi pe web, dar parcă îi lipsește totuși ceva. Are o mică tentă de artificialitate care eu o sesizez. Sunt alții care nu o sesizez și atunci pentru ei poate funcționa foarte bine. Poate am îmbătrânit.